ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a 8-a din manualul pe care îl lucrați la clasă sau din care lucrați la clasă. Mai întâi vă rog să vă abonați și după aceea să deschideți manualul la pagina 143. Astăzi vom vorbi despre complementul direct. Dragii mei, complementul direct este o parte de propoziție, o funcție sintactică aflată în cazul acuzativ, determină un verb și răspunde la întrebările pe cine, ce. Privește imaginile alăturate, urmează modelul de întrebări formulat mai jos pentru prima imagine și formulează și tu pentru a doua. Mi-a spus cineva că nu are cartea, așa că mă opresc puțin ca să vă arăt pagina pe care o lucrăm și să vă rog să faceți o captură de ecran. Gata? Continui cititul. A. O întrebare al cărei răspuns să indice obiectul asupra căruia acționează direct subiectul. B. O întrebare al cărei răspuns să indice beneficiarul acțiunii subiectului. Ce scrie fata? Scrie un bilețel sau o scrisoare. Cui scrie fata? Unui coleg. Exercițiul 2 răspunde în enunțuri întrebărilor de la exercițiul 1, care vizează cele două fotografii. Fata îi scrie unui coleg. Fata scrie o scrisoare. Alege dintre variantele de mai jos pe aceea care indică ce exprimă cuvântul colorat din enunțul actorii joacă pentru spectatori. A. Obiectul asupra căruia acționează direct subiectul. B. Beneficiarul acțiunii subiectului. C. Ținta acțiunii subiectului. Răspuns corect este B, beneficiarul acțiunii subiectului. Explorare. Transcrie complementele directe din textul de mai jos, precizând prin ce sunt exprimate. Comisul Ioniță a spus o poveste frumoasă. L-au ascultat toți, în vreme ce în sobă auzau troznind lemnele. Pe doi dintre colegii mei i-am văzut că râd când profesorul a terminat de citit. Ce să spun? Nimeni nu poate trăi fără povești. Se amăgește singur crezând altfel. Ce a spus? O poveste. O poveste este complement direct exprimat prin substantiv comun. Ce auzeau troznind? Troznind este complement direct exprimat prin verb la modul gerunziu. Lemnele. Ce auzeau? Lemnele. Complement direct exprimat prin substantiv comun. Pe 2. Pe cine am văzut pe 2? Complement direct exprimat prin numeral cardinal cu prepoziție. De citit. Ce a terminat? De citit. De citit este complement direct exprimat prin verb la modul supin. Ce să spun? Ce este complement direct exprimat prin pronume interrogativ. Nimeni nu poate trăi fără povești. Fără ce nu poate trăi, dar nu are întrebarea ce, așa că nu este complement direct. Se amăgește singur, crezând, ce crezând, altfel.
Altfel este complement direct exprimat prin adverb. Exercițiul 2. Menționează părțile de vorbire prin care sunt exprimate cuvintele care au poziție de centru în raport cu complementele directe identificate în textul de la exercițiul 1. O poveste determină cuvântul, verbul a spus. A spus este cuvânt centru exprimat prin verb predicativ. Trosnind determină verbul auzeau. Auzeau este cuvânt centru exprimat prin verb la modul indicativ. Lemnele este complement direct, determină cuvântul trosnind, care este verb la modul gerunziu. Pe 2 determină verbul am văzut. Am văzut este cuvânt centru exprimat prin verb predicativ. De citit determină cuvântul a terminat, verbul a terminat. A terminat este cuvânt centru exprimat prin verb la modul indicativ. Ce determină verbul să spun. Să spun este cuvânt centru exprimat prin verb la modul conjunctiv. Altfel, ce crezând? Crezând este cuvânt centru exprimat prin verb la modul gerunziu. Exercițiul 3. Care sunt predicatele în enunțurile de mai jos? Ce funcție sintactică crezi că au cuvintele scrise colorat? Iată o carte minunată. Predicatul este iată. Ce iată? O carte. O carte are funcție sintactică de complement direct. Povestitorul are în vedere interesele ascultătorilor. Predicatul este are în vedere. Ce are în vedere interesele? Interesele este complement direct. Repere. Complementul direct este partea secundară de propoziție care determină un verb și arată de obicei obiectul asupra căruia acționează autorul unei fapte. Pot avea complemente directe doar verbele care permit trecerea de la forma activă la forma pasivă. Complementul direct răspunde la întrebările pe cine și ce. Părțile de vorbire cu funcție de complement direct stau în cazul acuzativ și pot fi însoțite sau nu de prepoziția pe. Se subordonează unui verb la mod personal, exemplu, elevul rezolvă exerciții, ce rezolvă exerciții, unei forme verbale nepersonale, spre exemplu, infinitiv, nu își amintea a o fi văzut la petrecere, ce nu-și amintea a fi văzut, verb la modul gerunziu, privindu-l și-a plecat ochii, ce a plecat. Verb la modul supin, îi era greu de înțeles, ce îi era greu de înțeles, explicația și unei locuțiuni verbale, profesorul a băgat de seamă greșelile, ce a băgat de seamă greșelile, sau unei interjecții, iată cartea promisă, ce iată cartea. Complementul direct se exprimă prin substantiv, ascult muzică, ce ascult muzică. Pronume personal de politețe, pronume reflexiv, pronume posesiv, pronume demonstrativ, pronume nehotărât, pronume interrogativ, pronume relativ, pronume negativ. Nu sun pe nimeni. Pe cine nu sun? Pe nimeni. Este pronume negativ cu funcție sintactică de complement direct. Numeral cu valoare pronominală. Am văzut 3 dintre filmele premiate. Ce am văzut 3? 3 este complement direct exprimat prin numeral cu valoare
pronominală, forme verbale nepersonale, cum ar fi infinitiv, genunchiu și supin. Profesorul a terminat de predat, ce a terminat de predat, este verb la modul supin. Funcția sintactică de complement direct o pot avea de asemenea locuțiunile corespunzătoare părților de vorbire prin care se exprimă complementul direct. Aplicații, exercițiul, primul exercițiu, identifică în fragmentele din textul Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu complementele directe și analizează-le după modelul dat. Am mai coborât odată din coarde sacul cu hârțoage și cu pecețile cele vechi, le-am mai slovenit și le-am ales. Sacul este deja analizat. B. Și-am încălecat pe roaiba mea și de acum nu mă opresc decât la Vodă. Pe cine am încălecat? Pe roaiba. Pe roaiba, complement direct exprimat prin substantiv comun simplu, număr singular, gen feminin, caz acuzativ, articulat cu articolul hotărât a și precedat de prepoziția simplă pe. C. Am o pricină, cinstite boierule, care nu se mai istovește. Ce am? O pricină. O pricină este complement direct exprimat prin substantiv comun simplu, număr singular, gen feminin, cazul acuzativ, articulat cu articolul nehotărât o, de și când socotești că să te înfățișezi la Vodă, a întrebat dumnealui. Pe cine să înfățișez? Pe tine, te. Te este complement direct exprimat prin pronume personal, forma neaccentuată, persoana a doua, numărul singular, cazul acuzativ. Dragii mei, vă mulțumesc că ați participat la această lecție. Dacă ați înțeles complementul direct și v-a plăcut lecția, o considerați de folos, lăsați-mi un like și nu uitați să vă abonați. Ne revedem curând. La revedere!